Cei patru grefieri din cadrul Tribunalului Buzău și judecătoriei Pogoanele, acuzați de procurori că și-au stabilit fictiv reședințele în alte localități pentru a încasa mai mulți bani din decontarea transportului, nu și-au recunoscut faptele. Pentru a recupera paguba, Tribunalul Buzău s-a constituit parte civilă în proces. Ce să vă spunem, e regretabil ce s-a întâmplat, e o prezumție de nevinovăție, tribunalul este parte vătămată în cauză, un proces pe rând la judecătoria Ploiești, poziția lor procesoară a fost de nerecunoaștere a faptei, urmează să dovedească, n-a dovedit în fața procurorului la ancheta, la urmărirea penală, urmează să dovedească acest lucru la instanțe, dar tribunalul se va constitui parte civilă. Potrivit verificărilor dispuse la nivelul Tribunalului Buzău, actele de decont sunt întocmite corect. Declarațiile pe proprie răspundere sunt considerate însă mincinoase. E o situație mai specială. Din actele Tribunalului nu rezultă un prejudiciu efectiv. Ancheta s-a făcut pe situație de fapt, adică s-au urmărit, s-au făcut. E o situație de fapt, deci nu rezultă din acte. Actele de la contabilitate sunt în regulă într-un fel. Pe propria declarație, fiecare grefier a susținut în fiecare lună că face naveta pe anumită distanță, în baza legii i s-a decontat, au fost verificări, audite interne în fiecare an, deci asta e o situație de fapt care din oficiu s-a sesizat parchetul și a susținut acest lucru. Urmează să vedem ce se mai întâmplă. Ce se întâmplă în acest moment cu grefierii? Ele au fost suspendate conform legii, au fost suspendate, deci nu mai primesc salariu, nu mai vin la serviciu, pe toată durata anchetei cât durează procesul. Prejudiciul total adus bugetului de stat se cifrează la valoarea de peste 60.000 de lei, întrucât cei patru acuzați au fost suspendați până la finalizarea procesului, la nivelul Tribunalului Buzău s-a ivit o criză de grefieri.